Aleea Lunca Siretului, sectorul 6, București. Depistez cel puțin două probleme. Card luminile pe toată strada și soarele deja e sus. Și acolo zăresc svastici, semne naziste, interzise, desenate pe bloc, pe Lunca Siretului și aleea, aleea Riniș. Ceea ce e problematic și ar trebui să fie o urgență pentru autoritățile din sectorul 6. Stingeți luminile ziua și opriți valul de nazism. Poate că ar trebui să curățați și copacii ăștia de urmele activității de șantier. Șantierele care n-au fost izolate conform legii și iată au poluat aerul, solul, apele. Vă rog să transmiteți asta primarului Ciucu, consilierilor din toate partidele, angajaților primăriei sectorul 6 sau de la primăria București. Nu știu de cine ține fiecare problemă în parte, dar toate trei, că la început am zis că am două, toate trei sunt importante. Arde lumina la ora 10:30, cu soarele sus. Aici un bec e defect. Partea cealaltă pe stradă, Valea Ialomiței, nu arde lumina. Probabil e altă gestiune, acolo e municipală și aici e de sector. Acolo e linie de metro, dar aici e între blocuri, alei și străduțe. Iată, în jurul școlii ard luminile. Sunt și camere de supraveghere. Avem cu ce. Și mașină parcată pe trotuar, dar bine. Acum copiii nu vin la școală. Rușine să-i fie. Sper că n-au desenat svastici și pe clădirea școlii. Aici pe un bloc au băgat și semne SS și trei svastici grămadă și încă două alături pe aleea Câmpul cu Flori, fix lângă liceu. Colegiu. Se pare că desenează svastici microbiștii de la Steaua sau alte echipe de sport. Așa crede că își exprimă patriotism, naționalism, rebeliune. Dar au luat-o pe cale greșită și ilegală. Inscripțiile astea murale, grafite, par un război între galerii. Se înjură steliștii cu dinamoviștii. Am văzut și inscripții cu rapid. Și poate că ar trebui să fie grija administrației blocului. Da, aici, pe edificiul ăsta, ar trebui să se ocupe Ienelul sau primăria, cine?